Salutări tuturor și bun regăsit, oameni dragi, frumoși, magici și divini! Ce mai faceți, dragilor, și cum mai sunteți? Cum a fost săptămâna anterioară pentru voi? Eu sper să vă regăsesc pe fiecare cât mai bine, cât mai sănătoși și mai ales cât mai zâmbitori. Este iarăși duminică seara, noi ne revedem cu mult drag, cu multă iubire, cu multă deschidere sufletească, pentru a ne pune toată atenția, toată intenția, pentru a ne conecta, pentru a primi o nouă călăuzire angelică generală, mesaje de inspirație divină menite întotdeauna să ne motiveze, să ne susțină pe calea noastră în săptămâna următoare. Analizăm în această citire intervalul de timp 15-21 mai și avem în față o săptămână foarte interesantă, cu foarte multe schimbări la nivel astral, la nivel energetic. Vreau să menționez că Mercur își va relua mersul drept înainte, deocamdată este staționar la început de săptămână până prinde el forță, dar putem resimți așa la început de săptămână o stare de lentoare, cumva că batem pasul încă pe loc, parcă suntem nerăbdători, așteptăm ceva schimbări, oricum situațiile ușor, ușor se vor debloca, apar soluții pentru noi, ușile Universului se redeschid. Este bine să fim cât mai în prezent pentru a vedea ce ne oferă Universul, viața, pentru a îmbrățișa acele schimbări. Și tot în această săptămână și Jupiter intră în semnul Taurului, acest aspect astral se întâmplă odată la 12 ani, pentru un an de zile suntem mult mai susținuți la nivel financiar, cumva putem să obținem cu acest tranzit mai multă abundență, prosperitate în viețile noastre. Și pe final de săptămână soarele intră în semnul Gemenilor. Timp de o lună de zile vom avea energii predominante masculine, energii de aer, aerul se resimte mai ușor, ne ajută să comunicăm mai eficient, vom simți nevoia de socializare, de a ieși în lume, de a petrece, de a fi mult mai în contact cu viața și să vedem ce ni s-ar transmite în această săptămână. Rugăm ființele de lumină să ne susțină în această citire. Voi lucra cu aceste carduri, Sabia Dreptății Arhanghelului Mihail, să vedem ce ni s-ar oglindi în subconștientul nostru colectiv. Vă reamintesc că toate aceste mesaje vin pe legea atracției, rezonanței și că nimic în acest univers nu este întâmplător. Și mesajul general, tema săptămânii pentru noi, ni se transmite, ni se revelează așa, să fim cât mai reali în această săptămână, să nu purtăm măști, să fim noi cum suntem noi în realitate. Ni se transmite de a fi cât mai real, de a fi cât mai onești în această săptămână cu noi, pentru că este important să fim cât mai autentici, ni se cere autenticitate, să fim noi înșine, să nu ne prefacem, să nu mai avem tot felul de false aparențe, cumva să nu mai imităm și să nu mai copiem pe nimeni. Autenticitate, să fim cât mai reali, asta ni se cere. Dacă noi suntem reali și realitatea noastră va fi exact cum suntem noi, ceea ce emitem noi ni se emite și primim, este un schimb energetic, ni se cere să nu mai purtăm măști, cumva este o săptămână în care cad măștile și este bine să fim cât mai reali, cât mai selectivi, cât mai autentici. Voi lucra și cu aceste carduri, iubirea universală, să vedem cum debutează săptămâna pentru noi, mesaje de ghidare, mesaje menite să ne susțină, ni se transmite așa. Este vorba de un nou început și acest mesaj reprezintă ca și o naștere, o nouă cale, un nou proiect. Cumva începem o nouă activitate, este o perioadă de acțiune. Pentru mulți dintre noi va fi un nou început, cumva punct și de la capăt. Cumva poate unii dintre voi simțiți să vă schimbați jobul, simțiți să faceți altceva pe calea voastră, simțiți nevoia că vreți să experimentați altceva, pur și simplu simțiți nevoia de o nouă etapă de viață, să interprindeți altceva, cumva un nou început pentru fiecare dintre noi. Universul cu acest
tranzita lui Mercur drept înainte ne va ajuta cumva să ne deschidem spre noi oportunități, să aducem energii proaspete, un nou început, ceva fresh în viața noastră. Să vedem care ar fi și provocarea săptămânii. Provocarea este legată de binecuvântări. Vin binecuvântări sub forme deghizate în această săptămână. Este bine cumva să le recunoaștem. Poate cumva putem fi opriți să acționăm spre o anumită situație, dar s-ar putea ca acea situație să nu fie benefică pentru tine și de fapt este o binecuvântare. Cumva poți să fii oprit să nu ajungi la o întâlnire. Poate ți se întâmplă, să spunem așa, ca și un exemplu, un accident și de fapt este o binecuvântare. Cumva să fim cât mai în flux cu viața, să recunoaștem binecuvântările Universului. Dacă suntem în prezent, vom simți și suntem conectați la sufletul nostru. Să vedem unde ne duc aceste energii, ce ni se transmite, când vom fi încântați. Încântați de noile situații, de noua realitate. Cumva ni se deschide o nouă etapă de viață pentru mulți dintre noi. Încântare ni se transmite. Vom fi mult mai bucuroși. A fost o perioadă mai mohorâtă, dar să știți că situațiile cumva se mai așează. Vom simți că mai putem să respirăm. Să vedem și ce arhanghel vine în această săptămână să ne mai aducă un sfat suplimentar, cine lucrează cu noi, cu grupul nostru. Și ni se transmite așa Haniel, forță și curaj. În această săptămână ni se transmite forță, curaj de a ne baza pe propriile noastre forțe interioare, cumva să nu ne bazăm pe alte persoane, să facem singuri, să ne împuternicim și să avem acel curaj de a acționa spre ceea ce ne dorim de la viață, să avem fiecare dintre noi un vis, pentru că dacă nu avem o perspectivă, și Universul va fi așa cum suntem noi la nivel interior. Vă reamintesc că aceste mesaje ni se cere să fim cât mai autentici, cât mai real, să fim noi înșine, să nu mai copiem pe nimeni. Autenticitate este o perioadă când accesăm noul începutul ca și o naștere pentru noi, ceva nou. Este bine să nu ne temem de schimbare, să îmbrățișăm noul, să fim flexibili, vin înspre noi binecuvântări deghizate la provocarea săptămânii, este bine să le recunoaștem și așa cum v-am spus, să fim conectați la intuiția noastră, vom simți, vom recunoaște, vom fi încântați de noile situații de viață, de ceea ce va veni în această săptămână, cumva vom fi mult mai bucuroși și ni se cere de la Arhanghelul Haniel forță, putere, discernământ, mai multă forță de caracter, de a spune lucrurilor pe nume, de a nu mai fi așa ca și o frunză bătută de vânt în toate direcțiile. Să fim, așa cum ni se transmis, cât mai autentici, de a ne spune părerea, punctul nostru de vedere, în orice situație, cu multă înțelepciune, cumva poate suntem și mai vocali în perioada următoare, deoarece vom avea, așa cum vă spuneam, când soarele va intra în gemeni, mai multă forță de exprimare, de a ne comunica sentimentele, emoțiile noastre, trăirile noastre interioare. Eu vă mulțumesc, dragilor, că m-ați urmărit, să vă fie aceste mesaje de folos, cu folos, cumva aceste mesaje să le integrați așa cum simțiți voi, puteți să le dați o anumită formă în legătură cu situațiile de viață. Și vă mulțumesc încă o dată, până data viitoare, vă doresc numai bine și pe curând, namaste!